Salariile bugetarilor vor crește, dar nu anul acesta. Mărirea lefurilor este însă condiționată de continuarea disponibilizărilor. Democrat-liberalii nu vor să majoreze salariile bugetarilor de la 1 octombrie, deși acest lucru a fost discutat și acceptat de FMI și partenerii de guvernare. Ar fi însă de acord cu o recuperare parțială a tăierilor de anul viitor. Reprezentantul FMI la București a spus că România are o ușoară creștere bugetară, așa că salariile celor care lucrează la stat ar putea fi mărite. Ce va face însă cu banii este alegerea guvernului. I think there is some room because public sector employment has declined more quickly than we had anticipated, so a small percentage increase could be acceptable. Această potențială creștere nu afectează stabilitatea macroeconomică și, doi, ea poate să fie făcută în așa fel încât țintele pe care le-am stabilit, atât de deficit fiscal, dar și de pondere a cheltuielor cu personalul în produsul intern brut, să nu fie depășite. Traian Băsescu avertiza ieri că populismul este de netolerat, după ce vineri un deputat PDL anunțase că salariile vor crește în următoarea perioadă. Astăzi, reprezentanții PDL au refuzat categoric ideea de mări salariale anul acesta. Nimic legat de majorarea eventuală a salariului în 1 octombrie. Nu a fost o asemenea discuție în cadrul coaliției. Obiectivul nostru, așa cum am spus de mai multe ori, este ca începând cu 1 ianuarie să începem recuperarea salarială, dar aceasta va depinde, așa cum am spus, de creșterea economică. Obiectivul principal imediat se referă la bani pentru investiții. Deci, cu ocazia rectificării, vom da bani pentru investiții și vom lua în calcul plata arieratelor. E prematur să discutăm despre majorarea salariilor. Purtătorul de cuvânt al PDL, Sever Voinescu, a răspuns astăzi acuzațiilor președintelui. Voinescu a declarat că nimeni din coaliție nu a dat semne de slăbiciune populistă, tocmai pentru că subiectul creșterii salariale pentru bugetari nu a fost discutat.